Sala sporturilor din Pitești va găzdui vineri 24 aprilie, începând cu ora 10, Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Această bursă se organizează anual de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș, iar la ea participă toți agenții economici din teritoriu. Din Câmpul Lung s-au înscris 10 firme, majoritatea având ca obiect de activitate confecții textile. Vineri 24 aprilie, începând cu ora 10, la Sala Sporturilor din Pitești, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, organizează o bursă generală a locurilor de muncă. Agenții economici interesați, persoane interesate, pot să contacteze agenția locală, agenția județeană sau pot să meargă direct la sediul Sălii Sporturilor din Pitești pentru a putea participa la această bursă. În acest moment avem cerc peste ce firme din Câmpul Lung care și-au confirmat participarea. În ce domenii, știți? Da, cele mai multe sunt în domeniul confecțiilor și pe lucrările și în comerț. Astea sunt cele trei domenii cele mai multe oferte, dar preponderent, peste 70% sunt confecții. Trei firme din confecții care oferă până 10 de locuri într-o sută. La această bursă a locurilor de muncă pot participa toți cetățenii, în special din Argeș, care se află înregistrați în baza de date a agențiilor de ocupare a forțelor de muncă sau orice doritori, fie că este proaspăt absolvent sau dorește să își schimbe locul de muncă.